Potrivit calendarului național de vaccinare de anul acesta, vaccinul pneumococic a ajuns în toate județele gratuit, campania derulându-se începând cu 1 octombrie. Până la această dată, vaccinul era considerat unul opțional și putea fi administrat copiilor doar la cererea părinților, costul său fiind de 700 de lei. Deși acum este gratuit, puțini părinți și-au dus luna trecută copiii la vaccin. Vă precizăm că luna trecută, luna octombrie, au fost vaccinați pneumococic un număr de 132 de copii, din totalul de 285 care au fost catagrafiați. Copiii care nu au fost vaccinați au fost contraindicați temporar sau parte dintre ei definitiv sau poate că nu au fost găsiți la domiciliu. Precizăm că această vaccinare va continua. La DSP Neamț există un stoc de 1865 de doze de vaccin pneumococic și la medicii de familie în teritoriu sunt distribuite 562 de doze. Deci vaccinul va continua la copiii care vor împlini vârsta de 2 luni. Pneumococul poate determina infecții localizate, cum ar fi rinoamigdalita, otita, sinuzita, conjunctivita, bronșita, pneumonia sau bolile pneumococice invazive, respectiv septicemia, meningita, endocardita sau alte infecții pneumococice. Vaccinul pneumococic conjugat se face la fel ca cel hexavalent, la 2, la 4 și la 11 luni.